Alo! Stai-mi de acolo desfășurătorul. Desfășurătorul. Hai mă, începeți că trebuie să împart toate astea. Da? Dacă nu, eu împart astea. Durabla, ai venit la căpăta? Ce mai? Vă rog, chestiune. Ce o dame este împărțită în două. Odată, sărbătoarea roagelor, pentru că vedeți decorul care a fost realizat aici, prin care suntem mulțumim pentru că am avut un an roditor și roadele toate sunt de aici tradiționale. Și pentru că în politică e nevoie de tineri și pentru că unii tineri fac politică doar din suflet și nu pentru a primi ceva, ne-am gândit noi că e bine astăzi 35 din acești tineri care au demonstrat în campaniile electorale de-a lungul timpului că sunt oameni apți, oameni care pun suflet, ei vom premia simbolic, le vom rămâna o plachetă de excelență în politică, în Partidul Democrat Liberal. Vreau să vă felicit pentru această inițiativă extraordinară, să înțeleg că aveam deja face cu sărbătoarea radiilor, un soi de ziua recunoștinței la americani. Dacă toți suntem de axa cu americanii, de ce nu? Numai că acolo ei au curcanii, aici mai lipsește ceva. Eu sunt un mare bucător de păsări sănătoase la țară. Putem să le propunem ca simbol. Revenim la lucrurile serioase. Este vorba popor care spune, doamna, se numără bobocii. Sigur, se numără bobocii și în politică, se numără bobocii și la modul natural. Mergând la partea politică, pentru că suntem la întâlnire politică, eu cred că tinerii noștri au o implicare remarcabilă în viața partidului și trebuie să spunem foarte clar, un exemplu în acest sens este această sală arhiplină și iată că eu cred că merită să-i felicităm, să-i aplaudăm. Mă bazez în continuare pe voi și sper că după 2012 să ne punem problema, nu ca acum, când zicem să fie și un tânăr pe loc eligibil la consiliile locale. Sper să ating momentul în care să ne rugăm noi pe voi să ne lăsați și un senior să facă parte din cei care trebuie să fie pe un loc eligibil. Măcar 50-50%, dacă nu, o să nu vă rugați dumneavoastră de noi. N-are rost să vă spun altceva, eu vă invit la muncă și știți bine că suntem renumiți cu asta, programul nostru e prelungit, nu trebuie să vă temeți de asta și am să dau citire celor care invit pe scenă să primească aceste
carnete de membru al Partidului Democratic Liberal. Domnul Honceriu Tudor din Suceava, economist, un tânăr de 33 de ani, 5 ani în politică. Tudore, succes! Doamne ajută! Mult succes! De asemenea, domnul Lazar Bogdan Ioanin, un tânăr de 26 de ani, economist, 8 ani în politică. Să premiem, să dăm aceste plachete tinerilor care s-au implicat din cadrul Partidului Democrat Liberal și eu am să-i citesc și cu acordul noastră să le mânați placheta. Domnișoară, vă da placheta. Deci, domnișoara bucătar Diana. Diana este economist, este din 2009 alături de noi în cadrul Partidului Democrat Liberal. Felicitări și mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Domnul Bogdan Marius. Bogdan, scuze. Bogdan Marius. Hai. După cum știți, Marius Bogdan a fost președintele organizației de teren, în prezent este consilier județean, economist de profesie, face politică din 1999. Știu, tot nu spune că e salariatul nostru. Domnul Corbu Constantin. Hai, Corbu meu. Președintele organizației de teren din Frălticeni, politică face din 2000 și este inginer mecanic.